Cu toții spunem, Doamne, mărit să fie numele Tău. Credincioșia Ta este atât de mare și ai fost din veșnicii în veșnicii. De aceea ne putem baza sufletele și viitorul veșnic al sufletelor noastre în mâna Ta. Privește, Doamne, la biserica Ta răscumpărată, adunată din nou la închinare înaintea Ta. Privim la mântuirea Ta, privim la jertfa Domnului Iisus, privim la lucrarea pe care ai făcut-o și în săptămâna aceasta în viețile noastre și binecuvântăm numele Tău. Dar în același timp așteptăm hrană pentru sufletele noastre. Mulțumim, Doamne, că ai luat aminte și că primești rugăciunile noastre. Acum noi spunem în dreptul nostru că vrem să ascultăm cuvântul Tău și să Te auzim pe Tine vorbindu-ne nouă. Fii binecuvântat în toată închinarea dimineții. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile și... Fie ca Duhul lui Dumnezeu să se odihnească peste noi în dimineața aceasta și să ne umple de prezența Lui, de cercetarea Lui, așa cum au fost cuvintele corului. Vă spunem un bun venit tuturor celor care vă închinați împreună cu noi în dimineața aceasta în locul acesta. O surpriză mare și un special bun venit, Radu și Naomi. Ne bucurăm să-i vedem în dimineața aceasta și dacă au un cuvânt pentru biserică, următoarele minute rugăm să se gândească. Psalmul 40:16 spune:
să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Amin. Este atât de frumos acest paralelism din poezia ebraică, din psalmii lui David în special, în care vedem două fraze alăturate care vor să exprime aceeași idee, dar în imagini diferite. Și dacă vă uitați la acest verset, să se bucure și să se veselească în tine, putem spune că e egal cu cei ce iubesc mântuirea ta. Cu alte cuvinte, cei care iubesc mântuirea au motiv să se bucure și să se veselească. Ei au de ce să se bucure, de ce să sărbătorească. Și toți cei ce te caută, e paralel cu să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Și va fi o zi în care fără încetare, literal, fără încetare, în cerul lui Dumnezeu, vom trăi o veșnicie doar să-L adorăm, doar să ne închinăm Lui, să fim împărtășie cu Dumnezeu nostru și vom spune cu bucurie și cu veselie deplină, mărit să fie Domnul. Dar până atunci, în închinarea bisericii și dimineața aceasta, a vrea să fie o sărbătoare pentru toți cei ce-L căutați pe Domnul, pentru toți cei care iubiți mântuirea Lui, să dea Domnul să fie o bucurie în inima dumneavoastră, să găsiți bucuria adevărată aici. Și cu bucuria aceasta să venim și să ne aducem laudele, să spunem, mărit să fie Domnul. Amin. Câteva scurte anunțuri. Liderii, învățătorii de la grupa mare vă roagă pe toți părinții, deci toți părinții care aveți copii la grupa mare, pentru câteva minute, foarte scurt, ei vor să se sfătuiască cu dumneavoastră într-o privință. Vreau să anunț că anunțăm că după amiază corul va merge într-o misiune în Lugoj, dar bucuria celor care rămânem aici credem că nu va fi mai mică. Va sluji în amvon fratele păstor Sami Tuțac, vom avea leviți, gospel sound și alții care să slujească, așa că vă încurajăm să nu emigrați toți la Lugoj sau să nu plecați în alte biserici și aici va fi un timp deosebit. Pentru cei care l-ați cunoscut, pe fratele Aurel Mladin, tatăl fratelui Onisim Mladin, vreau doar să vă anunț că a trecut la Domnul. Un om de o credincioșie extraordinară și în misiunile din Oltenia și cunoscut în partea aceasta. Rugați-vă pentru mângâierea familiei, dar lăudăm pe Domnul pentru un final de viață atât de frumos. Și o mărturie frumoasă. Și de asemenea, cu bucurie anunț tinerii că mâine seară avem împreună cu noi pe tinerii de la Reșița, Speranța. În mai multe rânduri ei ne-au invitat pe noi și avem acum bucuria să vină ei să slujească împreună cu fratele păstor Gelu Dumitrașcu. Ne rugăm ca Domnul să ne dea o seară binecuvântată. Acum haideți să ne unim, după cum ne este obiceiul, în cântare cu toții și ne aducem dărnicia. ...350 numărul cântării.
Siguranța și pacea sunt rezervate celor care se lasă pe brațul Domnului și celor care ascultă de Domnul, dar neascultarea de Domnul și îndepărtarea de Domnul și încrederea în alți Dumnezei ne face să noi experimentăm protecția lui Dumnezeu în viața noastră. Am vrea în această dimineață să învățăm din istoria poporului Israel și pentru prima dată, la începutul acestui an, ne apropiem de Cartea Judecători. Cartea Judecători, și citim cuvântul Scripturii din această carte, Judecători, capitolul 2, începând cu versetul 1 până la versetul 5. Deschideți la pagina 261 și vom lua aminte la citirea Scripturii, Judecători, capitolul 2, începând cu versetul 1. După citirea acestei părți din cuvânt, aș vrea să rog pe fratele Radu Drăgoiu să ne conducă într-o rugăciune ca Domnul să atingă de inimile noastre în momentele în care Domnul ne va vorbi prin cuvânt. Îngerul Domnului s-a suit din Gilgal la Bochim și a zis: Eu v-am scos din Egipt și v-am adus în țara pe care am jurat părinților voștri că vă voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi și voi să nu încheiați legământ cu locuitorii din țara aceasta, ci să le surpați altarele. Dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Pentru ce ați făcut lucrul acesta? Am zis atunci, nu-i voi izgoni dinaintea voastră, ci vă vor sta în coastă și Dumnezeii lor vor fi o cursă. După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul și a plâns. A pus locului aceluia numele Bochim, adică cei ce plâng, și au dus jertfe Domnului acolo. Acesta este cuvântul Domnului. Amin. Da, Doamne. Și îți cerem să ai milă de noi și să ne vorbești. Amin. Nu merităm să ascultăm cuvântul tău și nu merităm să ni le adresezi. Îndrăznim însă prin meritele Fiului tău și a jertfei lui, prin care ne-ai îndreptățit să stăm înaintea ta. Și în dimineața asta te rugăm, ai milă de noi. Amin. Amin, amin, vă rog să ocupați locurile și fie ca într-adevăr Domnul să găsească inimi receptive la cuvântul Său. Înainte ca să ne apropiem de momentul acesta și înainte ca să ascultăm corul lăudându-L iarăși pe Domnul, ne bucurăm să ascultăm pe Radu și pe Naomi, să aducă un salut din partea fraților din Irlanda, salut rostit, cântat, cum vor ei. A venit aseară târziu, a ajuns, ne bucurăm de prezența voastră și vrem să profităm că sunteți aici, că nu știm când vă mai vedem. Haide, frate Radu, Naomi. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru, ne bucurăm să fim aici. Acum n-a trecut așa de multă vreme de când am plecat. Cu toate astea, ne e dor așa când ne gândim și nu vă amintim, mijlocim pentru dumneavoastră în rugăciunile noastre de fiecare dată. Tot aici este acasă și lucrul ăsta nu se schimbă. Deși ne bucurăm în biserica în care slujim, Biserica Betania din Dublin, Irlanda, ne bucurăm de binecuvântarea lui Dumnezeu, de o adunare deosebită, de oameni care îl caută pe Dumnezeu și ne-am dorit mult lucrul ăsta când am plecat, deși n-am știut unde mergem. Primiți salutările fraților de acolo și anul ăsta la Betania este intitulat Anul Scripturii.
Este un an în care se pune mult accent pe învățarea Cuvântului lui Dumnezeu, diverse forme de studiu și memorarea Scripturii, se citește Biblia împreună cu biserica. Și motoul bisericii pentru anul ăsta este nici o zi fără Scriptură, nici o părtășie fără Biblie. Asta vă lăsăm și dumneavoastră. Mai presus de un verset biblic, vă lăsăm toată Biblia. Nici o zi fără Scriptură înseamnă nici o zi în care să lipsească citirea Cuvântului lui Dumnezeu și meditarea la asta. Și nici o părtășie fără Biblie înseamnă nu neapărat, deși și asta, nici o venire la casa lui Dumnezeu fără să avem Biblia cu noi. Dar părtășie nu-i numai în casa lui Dumnezeu, ci și atunci când ne întâlnim unii cu ceilalți. Și cuvintele lui Dumnezeu pot fi în gura noastră chiar dacă nu avem Biblia la noi. Astfel, nici o zi fără Scriptură și nici o părtășie fără Biblie să nu ne lipsească cuvântul lui Dumnezeu din gură atunci când ne întâlnim unii cu alții. Cântarea pe care o cântăm se leagă un pic de sărbătorile care au trecut, dar în același timp ne motivează la a urma aceeași cale pe care Domnul Iisus a trasat-o, și anume calea dragostei sale. Jertfa Lui și umilința Lui și felul în care El a venit în lume au fost motivate de dragostea Lui. Și astfel să căutăm și noi să trăim urmându-i exemplu. Ne bucurăm încă o dată că suntem cu dumneavoastră și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. El nu s-a născut în palate, cu averi n-a fost înconjurat. Hristos n-a venit jos cu faima, ci de slavă dezbrăcat. S-a născut într-un staul pe baie, ai săi prieteni erau puțini. Venind Iisus, o cale ne-a arătat. E calea dragostei, e calea dragostei. Pentru noi s-a smerit, de jos ne-a ridicat. La slava sa din cer, Domnul a renunțat, venind jos pentru noi. O cale ne-a arătat. El ne-a oferit mântuirea și inima noi ne-am deschis. Vedem lumea cum îl respinge pe Iisus din cer trimis. Prietene, nu îl respinge, mergi pe urmele pașilor săi. Alege o cale spre ceruri, calea dragostei. E calea dragostei, e calea dragostei. Pentru noi s-a smerit, de jos ne-a ridicat. La slava sa din cer, Domnul a renunțat, venind jos.
jos ne-a ridicat la slava sa din cer. Domnul a renunțat, venind jos pentru noi. O cale ne-a arătat, e calea dragostei. Când la mine Iisuse din slăvi ai venit, în adânc de păcat și dureri, mi-ai cuprins inima într-un dor nesfârșit despre o lume mai bună în cer. Să te ascult.
fie ca și în acest popas pe care îl facem cu toții în această dimineață spre Țara Luminii, să ascultăm cu drag șoapta dulce a Domnului nostru, aceluia care ne-a iubit, continuă să ne iubească în ciuda a ceea ce suntem noi, și acela care ne va iubi până la capăt, până ajungem acasă. Fiți binecuvântați de El toți cei care ați intrat în această dimineață în acest locaș de închinare, toți cei care urmăriți transmisia prin internet, Dumnezeu să vă binecuvinteze și Dumnezeu să ne vorbească și astăzi prin cuvântul Său. Vă încurajăm, frați și surori, să veniți, așa cum a spus fratele Emi, și după masă, cu încredere la casa Domnului, slujirea este asigurată. Vă asigurăm de faptul că va fi o slujire de calitate și care va atinge inima, motiva la închinare și cuvântul. Spuneți și altora și nădăjduim că Domnul să ne dăruiască harul Său. Și nouă la Lugoș, rugați-vă pentru noi acolo și dumneavoastră aici și tuturor copiilor Săi. Amin. Și fratele Dan, în dimineața aceasta la Gera, în Biserica Misiune, ne rugăm ca Domnul să-l întărească. Am auzit cu toții de proverbiala expresie românească, mintea românului de pe urmă. Că cineva care a auzit vorba aceasta a fost nedumerit și a pus două întrebări. Care minte și care de pe urmă? Dar noi folosim expresia mintea românului de pe urmă pentru a ilustra așa un pic încetinească la asta noastră, se pare tipic românească, de a ne dumiri cum stau lucrurile și de a lua acele decizii corecte. Dar slavă Domnului că vine un de pe urmă când așa, pe ultima sută de metri ne vine mintea la cap și știm atunci ce să facem. Oare pe plan spiritual, nu cred că este o problemă legată de ADN-ul nostru sau de specificul nostru românesc, și se pare că este o problemă din punct de vedere spiritual umană, care nu ține cont de granițe și nu ține cont de etnie. O vedem clar în cuvântul lui Dumnezeu la evrei din perioada judecătorilor, o vedem la noi astăzi creștinii din generația contemporană. Oare de ce pricepem așa de greu anumite lucruri care ar trebui să le pricepem mult mai simplu, mai ales că avem Scripturile, avem Duhul lui Dumnezeu care ne călăuzește, așa cum spune Domnul Iisus, în tot adevărul. Avem comunitatea celor credincioși, avem atâtea experiențe, avem atâtea modele și bune și avem și exemple negative din care putem să învățăm. De ce de atâtea ori ne prindem așa de greu? De ce de atâtea ori Domnul trebuie să ne treacă prin situații limită, prin încercări, să ne învețe lecții care de mult trebuia să fi fost învățate și Domnul să-și continue lucrarea mai departe în viața noastră? De ce suntem lăsați de atâtea ori să repetăm, uneori în mod dureros, la nesfârșit, anumite greșeli, ca după aceea iarăși să o luăm de la capăt? Dacă ai fost descurajat de faptul că în viața ta sunt asemenea situații, dimineața aceasta dăm voie să spun, nu ca o consolare, pentru că și alții au trecut prin aceasta, dar ca o demonstrare a bunătății și îndurării lui Dumnezeu, a milei Lui față de noi, poporul Său, că așa cum Dumnezeu s-a îndurat de israeliții din vechime care greu au priceput lecțiile lui Dumnezeu și a trebuit să o ia iarăși de la capăt, Domnul în bunătatea Lui vrea să se îndure de fiecare dintre noi. El ar vrea să învățăm lecțiile mult mai bine. El vrea să ne ridice la un nivel spiritual de umblare cu El mult mai înalt și să nu fim nevoiți să începem iarăși de la capăt cu aceleași lucruri. Dragilor, gândurile acestea și anumite situații din poporul Domnului de astăzi m-au atras spre această carte a Vechiului Testament, Cartea Judecătorii. Foarte interesant că, așa, neștiind cum le potrivește Duhul Domnului, cartea aceasta poate să fie legată foarte bine de psalmul care a fost citit la timpul de rugăciune, în mod special de ultima parte. Ai milă de noi, Doamne, ai milă, suntem sătui de dispreț, suntem sătui de dispreț. Chiar dacă psalmul a fost scris cu mult după evenimentele din Cartea Judecătorii,
Probabil că atunci când israeliții strigau la Domnul în disprețul altora, în apăsarea pe care popoarele cananite de lângă ei o puneau asupra lor, ei strigau în termeni similari la Domnul, ca Domnul să îndure de ei, și Domnul s-a îndurat. Cartea Judecătorii poartă titlul acesta pe care îl avem chiar la introducerea acestei cărți și care se leagă de personajele centrale ale acestei cărți, de acei izbăvitori, salvatori, lideri pe care Dumnezeu i-a ridicat la momente cheie, la momente critice pentru păstrarea poporului său și pentru a izbăvi din necazurile și suferințele prin care treceau. Acești judecători au funcționat ca și conducători mai degrabă regional decât național, într-o perioadă critică, am spus eu, în istoria poporului Israel, în perioada dintre cucerirea țării Canaanului și instaurarea monarhiei pe vremea lui Saul, primul rege al lui Israel. Au fost în jur de 12 judecători înainte de Samuel și dacă îl punem și pe Eli și Samuel, numărul lor ajunge la 14. Durata domniilor în Israel, nu trebuie să uităm, așa cum am spus, ei au fost, unii dintre ei au fost conducători regionali, timpul slujirii lor uneori s-a intercalat, s-a suprapus, așa că avem o durată de aproximativ 300 până la 350 de ani în Canaan, din 1398 aproximativ 1400 înainte de Hristos, cucerirea țării Canaanului sub conducerea lui Iosua și 1051 pe vremea lui Eli. Autorul acestei cărți este profetul Samuel, care el însuși a fost ultimul judecător din această serie de conducători pe care Dumnezeu i-a ridicat. Samuel a scris, pe lângă această carte și cartea Rut, a scris și 1 și 2 Samuel. Contextul acestei cărți e clar că se leagă de perioada anterioară cuceririi și capturării Ierusalimului din vremea regelui David. O perioadă tulbure, o perioadă confuză din multe puncte de vedere. Și dacă citești cartea Judecător de la început până la capăt, ai senzația aceasta că ceva extrem de rău, de negativ se întâmplă în poporul Domnului. Dacă o citești prin contrast cu cartea Iosua, cartea Iosua este o carte care prezintă biruințele poporului Israel. Atunci când acest popor izbăvit din robia egipteană, călăuzit de mâna Domnului, 40 de ani în pustie, trece Iordanul și cuceresc țara promisă, țara făgăduită părinților lor. Dumnezeu este credincios și niciunul din cuvintele bune ale Domnului nu au căzut la pământ. Cartea Iosua se termină pe o notă pozitivă care notează faptul că Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și a bătrânilor care au cunoscut minunile Domnului și tot ce a făcut Domnul pentru Israel. Când pătrunzi însă în cartea judecătorilor, impresia pe care ți-o dă citirea acestei cărți este aceea unui popor al lui Dumnezeu scăpat de sub control. De fapt, există o frază care mereu se repetă în carte. În vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce îi plăcea. Nu înseamnă neapărat că a fost o anarhie totală, că n-a fost lege. Tocmai faptul că erau acești judecători, conducători locali care împlineau judecata în Israel, e o dovadă că exista un dram de legalitate, de domnie, dacă vreți, a statului de drept. Dar dincolo de toate acestea, din punct de vedere spiritual, a fost o perioadă în care poporul a ajuns în țară, a experimentat o decădere spirituală cumplită, o îndepărtare de Dumnezeu și o cădere în idolatrie, cum greu se pot imagina. O istorie tragică. De ce am intitulat mesajul meu sau serie de mesaje din judecători în acest sfârșit de iarnă și început de primăvară până poate în luna aprilie? Lecții clare pentru vremuri tulburi. Lecții clare pentru vremuri tulburi. Vremurile acelea au fost vremuri tulburi, dar Dumnezeu a vrut de fiecare dată să învețe pe copiii săi lecții clare. Și atunci când Dumnezeu ne învață și vrea să ne învețe ceva, întotdeauna lecțiile care El vrea să ni le
comunice, să le învățăm, sunt clare, sunt limpezi, nu-i nimic ca filozofie, nu-i nimic ca fără echivoc. Dumnezeul nostru este clar atunci când ne cere. Scriptura, una din virtuțile cuvântului lui Dumnezeu este faptul că nu este o carte opacă, greu de înțeles, este o carte deschisă înțelegerii noastre. Orice copil al lui Dumnezeu, indiferent de vârsta lui spirituală, pentru că are Scriptura și are Duhul lui Dumnezeu, poate pricepe căile Domnului. Dacă stăm la dispoziția Lui, poate înțelege ce vrea Dumnezeu să-L învețe. Doar să ai o inimă deschisă și o dorință, o voință supusă voii lui Dumnezeu. Dar aici este problema. Aici se întâmplă tragedia care ne face de atâtea ori să falimentăm și să eșuăm în a înțelege lecțiile lui Dumnezeu în viața noastră. Vedem în Cartea Judecătorii ceva foarte interesant. O serie de cicluri care se repetă. Dacă intrați în mesajul acestei cărți și cu voia lui Dumnezeu ne vom fixa în mesajele următoare, când Dumnezeu va îngădui la momente cheie din această perioadă și ne vom referi la judecători pe care Dumnezeu a ridicat, veți vedea un ciclu care se repetă. Același tipar. Prima dată este îndepărtarea de Dumnezeu. Prima dată este îndepărtarea de Dumnezeu. Poporul care l-a cunoscut pe Domnul s-a îndepărtat de Domnul și a început să se închine idolilor, balilor, Astartei și să-L supere pe Domnul. Bineînțeles că îndepărtarea de Dumnezeu este urmată de pedeapsă, ca întotdeauna. Este o lege spirituală absolută. Plata păcatului este moartea. Sau în cazul copiilor lui Dumnezeu, atunci când ne îndepărtăm de voia Lui și nu ascultăm de El, urmează disciplina. Dumnezeu trimite pedeapsa și pedeapsa a venit tocmai prin acei cananiți pe care evreii nu i-au exterminat și nu i-au alungat când trebuia. În mijlocul suferinței lor, ca în Psalmul 123, ei înălțau rugăciuni de izbăvire către Domnul și strigau: Doamne, ai milă de noi, ne este sufletul plin de dispreț, ai milă de noi. Și Dumnezeu se îndura și în bunătatea Lui le trimitea judecători și judecătorii veneau, erau folosiți de Dumnezeu pentru a izbăvi poporul. Urma o perioadă de pace și de prosperitate, de binecuvântare, ca apoi iarăși să se repete ciclul. Iarăși și iarăși și iarăși. Lecții clare care n-au fost, din păcate, înțelese din prima. Dumnezeu a permis înfrângerea ca pedeapsă pentru idolatrie, pentru căsătoriile mixte și pentru faptul că ei n-au ascultat chiar de acest judecător pe care Dumnezeu i-a ridicat. Câteva teme cheie în această carte. De toate vedem răutatea și depravarea inimii omului. Este o radiografie cum nu se poate mai clară a ce înseamnă inima noastră fără harul lui Dumnezeu. Atunci când suntem lăsați de noi înșine, atunci când Dumnezeu ne lasă și ne pune la încercare să ne vadă starea inimii, nu uitați, e vorba de copiii lui Israel, de poporul lui Dumnezeu. Ei bine, uitându-ne la ce se întâmplă în această carne, ne dăm seama cât de rea și înșelătoare, nespus, deznădăjuit de rea, este inima omului și nevoia noastră după naștere din nou și transformarea pe care o face Dumnezeu. În al doilea rând, vedem puterea lui Dumnezeu și mila Lui de legământ. Vedem puterea lui Dumnezeu arătată în izbăvirile acelea miraculoase. Dumnezeu este atunci când vrea să intervine într-un mod extraordinar. Și ne aducem aminte ce a făcut pe vremea lui Otniel, a lui Ehud, a lui Deborah și Barak, a lui Gedeon, a lui Tola și Iair, a lui Iefta, a lui Samson. Dumnezeu își arată puterea și își izbăvește poporul și are milă de popor. În frazele care mi-a rămas foarte mult a fost o expresie, nu apare în Cartea Judecător, dar foarte legată de ce se întâmplă aici, în Cartea Amos. Cum să te dau, Efraime? Inima mi se zbate de milă în lăuntrul meu. Și chiar dacă acest popor l-a supărat pe Dumnezeu, în dragostea lui de legământ, el își pleacă urechea,
la strigătul lor și îi izbăvește. O altă temă, plăcerea lui în folosirea lucrurilor slabe. Cartea Judecător este o carte care arată atât de frumos metoda lui Dumnezeu sau metodele lui Dumnezeu atunci când El vrea să lucreze. El ridică din anonimat persoane no name, Yehud, Gedeon, cel mai mic din familia tatălui său care era cea mai neînsemnată din tribul său și din Israel. El se folosește de Deborah, el se folosește de falcă de măgară a lui Samson. Și apoi o altă temă frumoasă este Duhul Sfânt, care dă tărie și biruință. Dragii mei, sunt teme clare care ni se potrivesc și nouă, în nou legământ, inima noastră, rea și depravată, care nu știe decât păcat, lăsată lăsați de unii singuri, fără harul lui Dumnezeu. Dar puterea lui Dumnezeu în izbăvire, mila lui de legământ, credincioșia lui, plăcerea lui și astăzi de a folosi lucrurile slabe, spune Pavel în Corinteni, lucrurile care nu sunt ca să facă de rușine pe cele ce sunt, lucrurile slabe să le facă de rușine pe cele tari. Și Duhul Sfânt care dă și astăzi biruință. Aceasta este doar introducerea, asta este prima predică de azi. Da? Prima predică, introducerea în Cartea Judecător. Doar câteva minute la textul din această dimineață. Nu e a doua predică, e a doua parte a predicii. Dar după cuvintele acestea de introducere generală, îmi simțit nevoia să ating și câteva versete în mod clar și să mă leg de text. Pasajul care a fost citit, capitolul 2, primele 5 versete, au de-a face cu revelațiile pe care poporul Israel le-a avut la începutul acestei perioade, într-un loc semnificativ, la Bochim. Îngerul Domnului s-a suit de la Gilgal la Bochim. Și numele Bochim înseamnă cei ce plâng, plângăreții, plângăcioșii. A fost locul în care poporul a fost cercetat de Domnul și a avut parte de câteva descoperiri. Cea mai importantă descoperire n-a fost faptul că au văzut Îngerul Domnului în persoană. Și noi credem că aceste apariții ale Îngerului Domnului și în Cartea Judecător sunt câteva asemenea apariții sau teofanii, sunt apariții ale însuși Domnului Iisus. Domnul Iisus în starea Lui preîncarnată a apărut în momente cheie în istoria poporului. Un asemenea moment a fost acel moment când El apare, Îngerul Domnului, trimisul special al lui Iehova la Bochim. Dar nu faptul că au văzut teofania aceea a fost cea mai mare revelație. Cea mai mare revelație a fost, întâi de toate, să vadă că au de face cu un Dumnezeu credincios legământului. Un Dumnezeu care atunci când promite ceva, se ține de cuvânt. Spune cuvântul aici, Îngerul Domnului a zis, eu v-am scos din Egipt, v-am adus în țara pe care am jurat părinților că vă voi da. Am zis, niciodată nu voi rupe legământul meu cu voi. Întotdeauna când Dumnezeu intră în legământ cu o persoană și își asumă anumite obligații, fie că este vorba de un legământ necondiționat, ca în cazul lui Avram, fie că este vorba de un legământ condiționat, ca în cazul lui Israel la muntele Sinai, Dumnezeu își ține cuvântul, Dumnezeu își împlinește partea, Dumnezeu este credincios. Această tema credincioșiei lui Dumnezeu este clară în Scriptură. Dumnezeu promite lui Avram un legământ veșnic și în virtutea acestui legământ spune, vă voi da țara Canaanului. Când nelegiuirea amoriților va atinge limita de sus, mă voi îndura de voi, vă voi scoate din Egipt și vă voi duce în țara aceasta. A promis și a făcut. Și la sfârșitul cărții Iosua, ca o sinteză a biruințelor pe care Dumnezeu le-a dăruit, Iosua spune, dintre toate cuvintele bune, ascultați, dintre toate cuvintele bune, spuse de Dumnezeu poporului, niciuna, toate s-au împlinit, toate s-au împlinit. Acesta este Dumnezeul nostru, Dumnezeul la cărui nume este Iehova, numele relației lui de legământ, credincioșia lui Dumnezeu, în legământul pe care l-a încheiat cu fiecare dintre noi prin jertfa Domnului Iisus, este siguranța noastră, este pavăza noastră, este temelia nădejdii noastre, este ancora sufletului nostru, spune Epistola către Evrei, să știm că ce a promis Dumnezeu va face.
Avem nevoie la început de an. Avem nevoie în necunoscutul care ne stă înainte și în încercările și testele prin care vom trece, să înțelegem clar lucrul acesta. Dacă e bai în viața noastră spirituală și sunt probleme, nu e pentru că Dumnezeu nu și-a făcut partea sau pentru că Dumnezeu, într-un fel sau altul, nu împlinește ce a spus. Dacă ești dezamăgit de Dumnezeu, ai putea să fii dezamăgit din cauza că ai proiectat asupra lui Dumnezeu așteptări pe care El nu te încurajează să le ai de la El. Dacă crezi că El trebuie să te vindece atunci când ești bolnav, în orice situație, atunci dă-mi voie să spun că Dumnezeu n-a promis în cuvântul Său, n-a garantat vindecare pentru orice boală. E o așteptare greșită din partea lui Dumnezeu și atunci când treci prin încercare și nu te vindecă, s-ar putea ca voia lui Dumnezeu și planul lui să fie altul. El n-a promis vindecare totală de partea aceasta în orice situație. Fii atent la așteptările pe care le ai de la El, dacă sunt conforme cu ceea ce El a promis. Dar un lucru să fie clar, tot ce a promis, El împlinește. Amin? În toată relația noastră cu El, El este credincios legământului Său. Punct. Și este lucru pe care ne putem baza, chiar atunci când nu înțelegem situațiile prin care trecem. E ancoră de care suntem chemați să ne legăm, faptul că Dumnezeu rămâne credincios, pentru că nu se poate tăgădui singur. Prima revelație, a doua revelație, revelația necredincioșiei lor. Revelația necredincioșiei lor, un popor necredincios Domnului. Da? I-am spus, nu voi rupe legământul, dar voi. Să nu încheiați legământ cu locuitori, să nu le surpați altarele, dar voi n-ați ascultat de glasul meu pentru ce ați făcut lucrul acesta. E bine, baiul și problema a fost că acest popor, special, binecuvântat, izbăvit de Domnul, condus din biruință în biruință, n-a împlinit până la capăt tot ce a spus. Vedem și nu avem timp acum să intrăm. Vedem cum Dumnezeu le-a dăruit biruințe impresionante. Dar au fost momente în care n-au biruit. N-au biruit nu pentru că Domnul nu le-ar fi putut da biruința. N-au biruit datorită de lăsărilor, datorită lipselor de credință, datorită fricii de oameni. Aveau și justificări au fost întotdeauna. N-au putut să-i zgonească, zice, pe locuitori din câmpie pentru că aveau care de fier. Vă întreb, dacă ar fi mers în numele Domnului împotriva acestor locuitori cu care de fier, n-ar fi avut biruința? Ba da, izbăvirile de pe vremea lui Debora și Barak și Gedeon dovedesc clar lucrul acesta. N-au biruit din cauza lor. N-au biruit. A fost o ascultare parțială. Da, puteau să justifice, să spună, da, nu i-am omorât, nu i-am măcelărit pe cananiți, nu i-am izgonit, dar i-am păstrat robi. Profităm de pe urma lor, aducem taxele din ce am confiscat de la ei și le punem în slujba Domnului. Justificări au fost și sunt și astăzi. Dar compromisul, de orice natură al fi el, nu trebuie justificat. Pentru că, dragii mei, a treia și ultima lecție pe care ei au învățat-o și revelația la Bochim a fost că acceptând aceste compromisuri în viața lor, vor avea parte de un viitor periculos de acum înainte. Pentru că n-au izgonit pe cananiți, pentru că nu s-au separat de păgânism. Întotdeauna de acum înainte, acești oameni vor fi pentru ei, aceste popoare, un spin în coaste și Dumnezeii lor vor fi o cursă. Cu alte cuvinte, două ispite majore, ispita sincretismului, amestecării cu aceste popoare și ispita idolatriei. Mereu au căzut în aceste două ispite. Ei bine, chemarea lui Dumnezeu pentru poporul său din totdeauna este: fiți sfinți căci eu sunt sfânt. A fost o chemare de separare în cazul lor atunci, izgoniții din mijlocul lor. Astăzi, pentru poporul noului legământ, 2 Corinteni, capitolul 6, ieșiți din mijlocul lor. Nu ieșiți din punct de vedere fizic, că nu avem cum să ieșim. Locuim împreună cu cei care nu-L cunosc pe Domnul, muncim împreună cu ei, mergem la școală, avem contacte sociale, dar separarea trebuie să fie la nivel spiritual. Nu vă atingeți de ce se ating ei, nu vă închinați la ceea ce se închină ei și eu vă voi primi, eu vă voi fi tată și voi veți fi fiice,
zice Domnul cel atotputernic. Dragii mei, mă rog ca Domnul să aducă și în viața noastră acel moment al revelației în care să-L vedem pe El, pe de-o parte, credincios legământului și să ne bucurăm de asta. Să ne vedem starea și dacă am văzut că noi n-am fost pe deplin credincioși, să ne pocăim și să înțelegem că Domnul ne cheamă să ne păzim de ispita sincretismului și idolatriei și din zilele noastre. Domnul să ne dăruiască înțelepciune și mintea creștinului de la început. Amin. Doamne, legea Ta cea sfântă, adevărul Tău, vrem să-L păstrăm pe locul cel din tâi al inimii noastre. Lecțiile pe care Tu vrei să ni le dai ca și copii ai Tăi, ca și popor al Tău, ajută-ne să le învățăm repede, să le aplicăm, pentru ca să fim în continuare învățați și călăuziți de Tine. Nu ne lăsa, Doamne, în ciclul îndepărtării de Tine, a
nerespectării obligațiilor de legământ, ci dăruiește-ne inimă care să se teamă mereu de Tine. Ajută-ne, Doamne, să putem să învățăm din lecțiile altora și din lecțiile pe care Tu le aduci chiar în propria noastră viață. Rugăm în această dimineață pentru toți cei care au fost în locul acesta, în prezența Ta, pentru toți cei care au fost confruntați cu Duhul Tău cel Sfânt și cercetarea Lui, pentru toți cei care au ascultat cuvântul. Doamne, pentru prietenii cuvântului ne rugăm, urmărește-i cu cercetarea Ta, vorbește-le, ajută-i să înțeleagă că inima lor este nespus de rea și înșelătoare și că au nevoie de naștere din nou ca să poată intra în împărăția Ta. Dăruiește-le ochi să vadă starea lor și apoi puterea să strige după mila Ta. Dăruiește-le credință și pocăința mântuitoare. Iar nouă celor care suntem poporul Tău, Doamne, ridică-ne pe stânca pe care nu putem ajunge. Ridică-ne la o stare mai înaltă. Nu ne lăsa să ne pierdem în ciclul acesta de neascultare și îndepărtare de Tine și apoi suferință, ca apoi iarăși să o luăm de la capăt, ci dorește-ne puterea, atunci când Tu ne convingi de un anume lucru, să ne pocăim și să mergem mai departe. Dăruiește-ne biruință și fă din anul acesta un an de progres spiritual pentru noi și casele noastre, pentru adunarea Ta de la Emanuel. Continuă să-ți binecuvintezi poporul. Mulțumim că ești un Dumnezeu plin de milă și credincios legământului. În brațul Tău de Tată ne aruncăm acum la despărțire și te rugăm. Harul bogat al Tatălui Ceresc, iubirea Domnului Iisus și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți și acum și în veci de veci. Amin. Cu binecuvântarea Domnului și unii către alții ne despărțim din casa Domnului. Corul este rugat să rămână puțin la urmă. Și părinții de la grupă mare.